România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. În câteva momente vom comunica bilanțul îmbolnăvirilor și al deceselor din ultimele 24 de ore, un bilanț îngrozitor. O să-l avem imediat comunicat în mod oficial de către autoritățile române și o să vi-l spunem. Între timp, timid și cu exasperare, cred, după ce aceste cifre tot apar și apar, am avut primele reacții la ceea ce aș putea numi valul de dezinformare ucigașă din România. Președintele Colegiului Medicilor, doctorul Dorin Coriu, a vorbit de nevoia de a suspenda medici care promovează teorii conspiraționiste. Doctorul Coriu spune că va susține cu tărie suspendarea din profesie dacă un medic prezintă în spațiul public teorii care, domnule, nu sunt validate științific. El numește momentul drept unul de cumpănă și spune că această încercare prin care trecem ar trebui să se sfârșească și cu dosare penale. Vocii lui s-a alăturat Raed Arafat, care a cerut tăierea microfoanelor antivacciniștilor. Spune doctorul Arafat că acest lucru ar trebui să se întâmple la televiziuni și pe o durată limitată de timp. Cât am putea opri din valul ucigaș care trece peste România? Oamenii, spune doctorul Arafat, s-au fost păcăliți, trebuie să recunoaștem. Au reușit unii să păcălească populația în halul în care numai 30% să se vaccineze. Nici nu e de mirare așa ceva, dacă mă întrebați. În România toate lucrurile astea au prins un teren fertil. După ani buni de răsturnarea valorilor, aici eram pregătiți să primim și minciuna și îndoiala cu brațele deschise. Spunea la un moment dat jurnalistul Radu Naum că România e ca o lungă coloană care trăiește cu o parte din oameni în 2021 și cu restul întinși pe ani buni de civilizație. Imaginați-vă imaginea asta. Acolo, spre coada acestei coloane, dezinformarea a lovit cel mai mult. E vorba de România care a fost sărăcită, mințită, care nu a primit nimic din dezvoltarea acestei țări și care a stat la mâna baronilor sau potentaților locali. Dar și de o parte din România educată, care a ales să vadă lucrurile tot cu neîncredere, mai ales într-o societate globală care merge la oaltă cu răsturnarea multora dintre valorile pe care le-a cunoscut. Când lumea se schimbă și răstoarnă ceea ce știi, privești înspăimântat. Oare ce o să mi se întâmple? Ce vor ăștia de la mine? Pe de altă parte, hai să spunem foarte corect ceva. Societatea noastră, societățile de tip democratic occidental, cum suntem și noi, s-au construit pe dreptul de a spune orice. Iar în România aproape avem dreptul să și facem orice. Prea puține stabile a pus România în fața unor nedreptăți sau minciuni sau chiar hoții în piața publică. Dreptul de a spune și de a face prostii este inalienabil într-o societate ca a noastră. Așa e construită, așa funcționăm. Iar răspunsul la prostiile pe care le auzim sau le facem în timpuri normale este capacitatea societății de a întoarce și de a răsturna lucrurile, de a le așeza acolo unde trebuie în timp, adică bunul simț social. Doar că de data asta nu mai avem timp și nici resurse, iar asta ne costă. Libertatea de a merge într-un sens sau într-altul costă vieți de data asta. Sigur, avem dreptul la îndoială, avem dreptul la întrebări, este esența societății noastre, fără ele nu putem, fără dreptul de a ne chestiona unii pe alții, pe autorități, pe cei care emit idei. Dar, în egală măsură, avem dreptul la reglementare, nu? Să vă dau două exemple, chiar de ieri. Un preot episcop de la Giurgiu vine și spune că focurile din spitale sunt făcătură, adică sugerează că sunt puse, ca să încurajeze medicina privată. De ce îi spune așa ceva în fața unei comunități? Doar pentru că ești un șef și ai un microfon? O profesoară în fața unei clase face apologia nevaccinării și le spune copiilor de la ore că dacă se vaccinează o să moară. Chestionat, spune, dar ce am făcut? Am omorât pe cineva? Bună întrebare. Chiar în momentul ăsta e foarte bună întrebarea asta, dacă ați omorât pe cineva. Poate mai meditați la această întrebare. Eu astăzi vă întreb așa.
Hai întâi cu telefonul. 0372069599. Este corectă suspendarea medicilor care promovează astfel de teorii? Cum ar trebui să funcționeze cenzura propusă de doctorul Arafat? Și ce contează mai mult acum? Libertatea de expresie sau sănătatea oamenilor? 0372069599. Această emisiune este și pe Facebook. În curând o să avem și noul bilanț al infectărilor din România și al deceselor. Vi-l comunic imediat ce aud cifrele oficiale. Dezbaterea e deschisă. Alex, salutare, ești la România în direct la Europa FM. Salut, că nu pot să zic bună ziua sau alte formule un pic mai vesele, din păcate, având în vedere situația. Răspunsul, sau unul dintre răspunsuri, cred că ar fi, poate puțin brevilocvent, educația. Este foarte adevărat că în democrație ai dreptul să te îndoiești, dar ai în egală măsură și dreptul să te informezi. Din mai multe surse, echitabil, echilibrat, cerebral în primul rând, dar pentru asta îți trebuie în primul rând un exercițiu care nu se face în școală și o minimă bază de decență, de mirare moromețiană, dacă vreți, și de... Dar asta a făcut multă lume, s-a mirat moromețian și a zis, bă, e o boală, vin unii cu un vaccin, prea repede l-au inventat, prea repede l-au găsit. E adevărat că aici nici noi presa n-am zis, bă, stați că nu e inventat acum. Oamenii ăștia lucrează la molecula aia de vreo 60 de ani, că s-a nimerit să fie taman molecula de coronavirus, e altă poveste. Dar, Alex, știi unde te contrazic? N-am timp astăzi să fac educație. Ce educație să fac astăzi? Așa este. Eu, prin experiența proprie, am încercat să discut cu anumiți oameni și, indiferent de argumente, rațiune, logică, sentimente, dacă vreți, orice, nu n-am găsit decât un perete opac. La final, chiar cineva mi-a zis, bă, știi ceva, nu mă interesează. Atunci când a simțit că pierde bătălia, na. Probabil, pentru că, repet, dreptul... sau, orice om, cum zicea și domnul Liceanu, are trei meserii pe lumea asta. Una din ele e aia de cetățean. Ca cetățean trebuie să fii responsabil și pentru cei din jurul tău. În momentul în care tu nu ești responsabil față de cei din jurul tău, clar nu ești responsabil nici față de tine. Mă uitam ieri la doamna Mahler, cum era pusă la perete de către o senatoare, nici n-ar rost să-i introducesc numele, probabil că na, se știe. Nu mi-a venit să cred cum doamna respectivă, că într-adevăr este o doamnă, doamna Mahler, o urmăresc de la început. Și uitați-vă numai la ochii doamnei, cât e de obosită, cât e de stresată, cât e de conștientă de situația respectivă, cât încearcă să rezolve și să pună lucrurile cât de cât la punct și vine o individă să o tragă la răspundere. Păi nu este corect, nu este moral, nu este, adică nu comparăm nici măcar prin prisma studiilor. Nu pot eu să mă duc care am terminat liceul agricol sau alimentație publică, nicio problemă, pentru asta e foarte în regulă domeniu, să-i dau lecții unui om care este doctor și care are studii în domeniu. În cel mai rău caz întreb și mă informez din mai multe surse, dar nu îl trag la răspundere, indiferent de funcția pe care o am. Nu așa a funcționat societatea noastră până acum? Nu, revendicativ, exact. Și vindicativ atunci când l-am prins exact, pe... Exact, cu cât omul este mai jos și mai puțin educat, cu atât este mai, nu știu, vitriolic, ca să zic așa, și cu atât mușcă mai tare, e adevărat. Din păcate, nimeni, n-am văzut nicio reacție în spațiu public să zică, oameni buni, stop, cum adică, i-a luat cineva apărarea doamnei doctor? Nu. Despre respectiva senatoare se spune doamna senator. Despre doamna doctor se zice doctor Mahler. Despre asta vorbim, aici suntem. Nu ne respectăm oamenii care, într-adevăr, ar trebui să fie surse de informare corecte, ar trebui să mai dea ora exactă. Atât. Le dăm și o tribună sau li se dă și o tribună, dar uite, înapoi la întrebări. Exact. Are dreptate Arafat când spune, băi, tăiați-le microfoanele? Din păcate, ajungem în situația asta. Aici nu ar fi trebuit să ajungem în primul rând, pentru că o nu democrație poate răspuns. Fi... O democrație poate fi impusă sau... Se poate spune că o țară este democrată sau are un sistem democratic. Că e simplu, nu e mare brânză să faci la nivel declarativ chestia asta. Dar ca să și funcționeze, trebuie ca o mare parte din populație să ai masa respectivă critică ce este educată. Dacă nu ai educație, nu are cum să funcționeze o democrație. Și vă dau un exemplu scurt, un reportaj la știrile Pro TV din Islanda,
întrebau oamenii pe stradă dacă s-au vaccinat și foarte mulți, majoritatea a zis da, ne-am vaccinat. Zice, păi de ce? Păi pentru că așa ne-a zis guvernul. Păi și vă aveți încredere în instituțiile statului? Da, bineînțeles. Aici, este taman, pe lângă dos. Educație, Alexandru, exact, pe lângă educație și încrederea în instituțiile mulțumesc. Statului. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Este cea mai neagră zi de la debutul pandemiei în țara noastră. În ultimele 24 de ore au murit 574 de persoane. 574 de decese au fost anunțate în bilanțul de astăzi. 561 au fost în ultimele 24 de ore, 13 sunt din lunile anterioare. În secțiile ATI primesc îngrijiri 1805 pacienți. Un alt record este și numărul de noi cazuri confirmate. Sunt 18.863 de ieri până astăzi, cel mai mare număr de până acum. Repet, 561 de decese plus încă 13 din lunile anterioare. 18.863 de noi infectări astăzi. Astea sunt datele de la autorități venite în ultimele 24 de ore. Iar eu, la România în direct, vă întreb dacă alegeți între cenzură sau se poate alege între cenzură și libertate de expresie. Salutare, Claudiu! Bună ziua! Ascult știrea asta momentului și parcă vine așa ca o chestie să le dea totuși dreptate ăstora antivacciniștilor, ăstora care, acum știți ce o să zică, o să zică că cifrele astea au fost intenționat umflate, cum fac ei raportările, cu toate că eu nu cred, dar nu știu, politica asta a guvernului este exact, le dă apă la moară. Le dă apă la moară tuturor ăstora. Știi care e paradoxul? Știi care e paradoxul? Că în România cifrele nu au fost umflate, ci au fost subțiate în două ocazii, care sunt verificate. Alegerile din anul 2000, a fost 20, nu? Și Congresul PNL. Exact, să lămurim, adică vedeți, e taman pe dos. Asta o să se spun acum. Am curat să fac pariu în chestia asta. Da. Eu vorbesc din punctul de vedere al unuia care este vaccinat. Am pe cineva momentan în spital care este vaccinat, dar e spre bine pentru că este vaccinat. Dar vă spun, nu sunt de acord cu niciun fel de cenzură. Cum se spune, drumul spre iad este pavat cu bune intenții. Eu consider că trebuia făcut și trebuie făcut în continuare exact ceea ce fac cei care împrăștie aceste zvonuri, pe același principiu să lucreze și guvernul, că slavă Domnului, sunt bani. Adică arătat, demontat și tot felul de articole, știri și tot ce trebuie, exact cum lucrează acești oameni. Chiar în emisiunea noastră azi dimineață a venit de la Libertatea și au arătat cum au demontat filmarea aceea cu spitalul de la Lescani, că e gol. Da, dar știi care este problema? Făcut. Eu consider deci, că trebuie... Stai să-ți explic cum e cu filmarea aceea, că și eu l-am auzit pe Cătălin Tolontan. Cine nu știe, povestea e următoarea. Există un film care circulă pe internet cu o doamnă, nu știm cine e, care se plimbă în jurul spitalului de la Lescani și spune, ia uite, domnule, este gol. Trage ea concluzia, nevăzând activitate mare în jurul lui. În realitate, fotografiile dinăuntru, publicate astăzi de Libertate, arată că sunt acolo pacienți. Problema, știi care este cu genul ăsta de luptă pe care o propui tu? Doamna aceea a distribuit filmul și el a fost văzut poate nu de 50.000 de oameni, cum arată în datele alea, doar de 30.000 de oameni. Câți dintre oamenii aceia îți închipui tu că vor citi Libertatea astăzi, respectiv cu articolul respectiv? Nu neapărat Libertatea. Eu mă refer la... pus pe Facebook, pe unde se informează această categorie care este spălată pe creier, la Antena 3, la România TV, exact acolo, încercat, da, pe Facebook și tot așa, să vină cu contraargumente și cu fapte, efectiv, de să vorbești prostului pe românește, exact pe limba lui, ce vrea el să audă, dar tu, pe același principiu, să-i pui exact ce trebuie. Eu așa gândesc.
Nu sunt de acord sub nicio formă, v-am spus. Ne întoarcem exact, suntem cam de o seamă noi. Ne întoarcem acolo unde știți că știu. Eu nu vreau să mai ajungem. Știu, dar pe de altă asta parte... Asta e doar un început, după aia se poate, pe același principiu, îi se bage pumnul în gură unui ziarist, după aia unui și tot așa. Da, există acest pericol. Dar aici nu te bizui pe societatea democratică? Când mi se va băga mie pumnul în gură sau altuia, nu te bizui pe răspunsul societății noastre? Adică suntem atât de slabi încât să nu putem să-l apărăm pe unul care zice drept? Deocamdată se vede că suntem, pentru că asta suntem. Acceptăm toate știrile astea, gogomâniile astea. Eu am o familie și am avut de luptat până să le explic că e mai bine, toate că nu știm riscurile într-adevăr la acest vaccin, dar e mai bine să te vaccinezi decât să mori necat. Aia e sigur. Deci sunt o groază de chestii care lucrăm cu materialul clientului. Ăștia suntem ca nație. Asta da. E nivelul nostru. Da. Mulțumesc tare mult. Băi, ăsta e nivelul nostru. Asta e o vorbă îngrozitoare. Și mai e cealaltă vorbă, uite că se poate și așa. În România nu se mai poate și așa. E adevărat că avem nivelul scăzut, dar avem posibilitatea ca orice societate să-l creștem. Și știți ce mai au la îndemână societățile democratice? Nu cenzură, dar reglementare. Hai să vă dau un exemplu. Cine a rezolvat sau în mare măsură și a propus să rezolve chestiunea cu tutunul? Aici, la radio sau la televizor, nu putem vorbi despre tutun și nu considerăm asta o cenzură. Nu vă putem invita să fumați. Și nu considerăm asta o cenzură. Societatea nu consideră asta, ci consideră că este un gest de bun simț, domnule, prin reglementare obținută, astfel încât să nu se îndemne la fumat. Na, uite că am făcut noi ceva ca societate de genul ăsta. Bogdan, salut, ești la România în direct, da, nu mai e Bogdan, urmează Daniel, salutare Daniel. Întrebările de astăzi plecau de la președintele Colegiului Medicilor, care zice, domnule, vreau să-i suspend pe medicii care promovează teorii conspiraționiste și Raed Arafat care cere tăierea microfonului antivacciniștilor. Ce zici? Crearea precedentelor e foarte periculoasă. Mi-e teamă de ce ar putea urma din punctul acesta de vedere. Până la urmă, așa cum ai spus și mai devreme, esența democrației este libertatea de exprimare. Pe de altă parte, mi s-ar părea normal ca libertatea de exprimare să fie asumată și să poată să fie sancționată în limitele normalității. Explică-mi asta, adică vreau să înțeleg ce înseamnă sancționat. Mă gândesc la... Probabil că aș fi de acord cu ceea ce susține președintele Colegiului Medicilor, și anume, e o sancțiune de orice fel, o amendă, atâta timp cât vii niște afirmații care nu sunt susținute cu fapte. Pe de altă parte, trebuie să ne aducem aminte și cum am ajuns în situația asta cu lipsa de vaccinare, și anume faptul că liberalizarea activităților în viața noastră de zi cu zi a fost garantată de guvern fără nici un criteriu de protecție împotriva virusului acesta. Și anume să nu uităm că societățile democratice s-au vaccinat pentru că cetățenii lor nu aveau acces la mall-uri dacă nu aveau un certificat verde. Și asta se întâmpla din iunie între anul ăsta. Nu aveau acces la frizerii, la orice alte activități care nu erau esențiale. Noi am eliberat, am dat drumul la toate activitățile astea fără să avem nicio strategie de creștere a numărului de persoane vaccinate. La fel, comunicarea a cât mai multor date reale din societate, și anume, citisem acum vreo 2-3 zile faptul că anul acesta e anul cu cea mai mare scădere a numărului de pensionari de pensii din sistemul social din România. Oare unde au plecat de 61.000 de oameni? Păi, știi unde au plecat. Hai, zi pe șlau. Cel mai probabil este să fi murit, ori din cauza COVID, ori din cauza accesului limitat la îngrijire de calitate. Pentru că de multe ori cei care susțin inexistența acestei boli sau inexistența acestui virus spun că
de fapt, nu s-a schimbat nimic în societatea noastră. Lumea nu a crescut rata deceselor raportate la populație, nu a crescut numărul clar de decese. Mie mi se pare normal ca încă să mai luptăm pe căile normale, și anume restricții reale. Mie mi se pare stupid ca în România să existe mai puține restricții decât în țările vestice, în condițiile în care noi suntem vaccinați la o treime din performanțele lor. România nu a avut restricții de adevăratele, să spunem chestiunea asta, Daniel. Deci nici nu seamănă cu ce s-a întâmplat în Grecia, în Spania, în Franța. Am prieteni care îmi povesteau cum alergau duminica la ora 17 acasă ca să prindă închiderea de ora 18. Nu a existat așa ceva în România, a fost o libertate desăvârșită. Dar dă-mi un răspuns, cum procedăm acum? Uite, scurt, așa, știu că e greu. Au cauze, motive, discuții, sunt. Cum procedăm? Eu aș prefera să amendez pe toți cei care amendez pe toți cei care propagă în spațiu public informații false. Okay. Și până la urmă ar trebui să existe. Hai să vedem cine își asumă. Mulțumesc, Daniel. Uite, zice cineva pe Facebook, Victor Voica, libertatea de exprimare este una, libertatea de a spune, cum să zic, prostie, cu totul altceva și că oamenii trebuie sancționați. Gabi, salutare, ești la România în direct. Europa FM te ascultă. Bună ziua, domnule Striblea. Salutare. Am ascultat ce au spus ceilalți vorbitori. Din păcate, inclusiv nouă, se pare că ne este greu să luăm decizii concrete în momente disperate, chiar nefiind decidenți, să zic, sau neavând asupra noastră, eu știu, atânând o sabie, sabia alegerilor, sabia de popularitate, etc., etc. E clar un moment disperat care are nevoie de măsuri disperate. Ele pot fi provizorii, dar trebuie luate. Și nu doar de acest tip. Normal că dacă tu ai o influență negativă asupra evoluției pandemiei, în speță omori oameni prin indirect, prin influența pe care o ai, trebuie să răspunzi pentru acest lucru. Mi se pare absolut normal și automat și măsurile de corectare, de, eu știu, de oprire a unor asemenea oameni sunt necesare. Cum? Explică-mi, povestește-mi, adică asta vreau să știu. În studio la dumneavoastră, dacă vine un antivaccinist, îi luați microfonul, îl invitați să părăsească studioul. Da, asta e simplu, că aici e o chestiune de responsabilitate. Ce facem cu cei care sunt invitați în alte studiouri? În alte studiouri, din câte știu, unde sunt primiți cu, brațele deschise, adică... Da. Am înțeles. Există un organism care poate suspenda activitatea sau da amenzi și chiar suspenda activitatea unor posturi de radio, de televiziune, așa, care promovează astfel de oameni. Îi dai un avertisment, îi dai o amendă, a trei ore îl închizi. Pentru o zi, o săptămână, nu știu. Cât e nevoie? Până când se învață minte. Adică le aprici gradual, dar ele trebuiau aplicate deja, zic eu, de la începutul pandemiei. Pentru că de la începutul pandemiei, oamenii ăștia s-au tot rostogolit peste tot. În Constanța, de exemplu, este o doamnă, nu vreau să-i fac publicitate, dar e o doamnă, Șandor Maria, da? Care are vreun milion de urmăritori sau pe acolo, câteva sute de mii spre un milion. Asta e un nume, vedeți că atunci când rostiți nume, trebuie să vă asumați exact ceea ce spuneți aici. Da, mi-l asum, îl găsește oricine, dă o căutare pe Facebook, o găsește. Așa, și care se plânge că a primit în ultimele zile, săptămâni, nu știu, o amendă de vreo 20-30 de mii, ceea ce mi se pare puțin pentru cât rău face. Dar care rostogolește tot timpul tot felul de teorii, de conspirații și așa mai departe, cum au fost ei la protest la București și nu s-a îmbolnăvit nimeni. De unde știe dânsa că din aia 10-15 cât acolo nu s-a îmbolnăvit nimeni de COVID, nu știu. Dar face niște teorii din astea așa, le explică atât de, cum să spun eu, pe înțelesul unora și pe neînțelesul meu și al altora, și are atâția urmăritori încât nu am mir de ce platforma asta de social media nu o blochează sau nu, deși aici ar trebui, cred eu, o altă măsură ar fi, inclusiv pe rețelele de socializare, statul român să ceară
Da? Deci toți cei care promovează astfel de informații, de știri, de teorii, pe care nu le pot susține, să fie blocați, să fie conturile lor, să fie șterse. Deci eu aș merge pe toate planurile, pe TV, pe radio, pe social media, în viața de zi cu zi, în piețe, în oriunde, cine are o asemenea manifestări, să fie blocat, să fie amendat, chiar mergând până la mai mult decât atât, arestare, dacă se impune, nu știu dacă e cineva chiar insistă și nu poate fi cavat. I-ai auzit mai devreme pe cei care spuneau în felul ăsta, domnule, până la urmă, asta e libertatea, nu, pe care avem în statele astea. Libertatea mea de a mă exprima nu înseamnă, nu coincide cu dreptul meu de a face rău altora. Adică libertatea mea se încheie acolo în care afectez libertatea celuilalt sau integritatea lui fizică, sănătatea lui. Acolo se încheie libertatea mea. Dacă eu îmi fac rău mie, mă pot numi, nu știu, sinucigaș. Dar în momentul în care fac rău altora, mă numesc cu siguranță ucigaș. Dacă din vina mea, directă sau indirectă, cineva moare, mă pot numi ucigaș. Da. Aici îți dau dreptate, dar mi-e greu să cred, și îți mulțumesc, mi-e greu să cred că statul român are la îndemână mecanisme și cred că mai curând o doză de curaj. Chiar sunt curios ce se va întâmpla în cazul unor astfel de acțiuni. Să văd cine e omul care ar vrea și ar putea să facă așa ceva. Sorin, salutare, ești la Europa FM, la România în direct. Salut, alo. Da, te ascultăm, Sorin, salutare. Am închis radio-ul. Salut, Cătălin. Vreau să răspund la întrebare strict, întrebările tale, pentru că asta este, și n-aș vrea să deviem în tema pro sau contra vaccinului. Deci, în primul rând, nu sunt de acord cu domnul președinte al Consiliului Medicilor sau așa. Probabil că dânsul, în funcția lui, nu știe ce nevoie de medici are această țară. Pentru că medicii care nu aprobă vaccinarea sau își exprimă îndoiala față de vaccinare, sunt destul de mulți. Doi la mână, nu sunt de acord cu cenzurarea propusă de domnul Arafat, pentru că domnul Arafat trebuie să-și vadă de treaba dânsului, să vadă cum rezolvă problema mașinilor ISU care vin și întârzi la intervenții, pentru că situația este care este, să se gândească la soluții acolo. Domnul Arafat nu este specialist în comunicare în mass media ca să închidă microfoane. Da, asta, dar domnul Arafat vrea o soluție să nu mai aibă 18.000 de bolnavi care se îndreaptă spre spitale. Cred că la asta se gândește Arafat. Domnul Arafat să consulte cu cei care n-au adus tratamentele pe care statele occidentale le folosesc de aproape un an. De ce nu s-au adus tratamente? Pentru că dacă nu se tratează această boală, există tratament, poți să ai și 100.000 de paturi la ATI. Ce tratamente? Că tot încerc să aflu... E și asta o teorie care e la limita dezinformării, așa? Adică despre ce tratamente să vorbim acum? Agenți monoclonați, acum se cheamă. Da, a cumpărat România 5.220 de doze săptămâna trecută. De ce de-abia acum? Păi, pentru că de-abia acum se aprobă, de-abia acum ne-a venit rândul și pentru că sunt și foarte scumpe. Sunt 2.000 de euro bucată. 2.200 respectiv. Nu știu, atunci banii sunt importanți. Nu știu, ele toate funcționează așa, pas cu pas. Adică s-au adus 5.000 de doze din tratamentele astea. Dar dumneavoastră vă gândiți în momentul acesta, apropo de informare și dezinformare, că spitalele franceze sunt pline de sute de mii de doze de anticorpi monoclonali sau că America e plină de tratamentele astea, care unele dintre ele sunt în studii și în stadiu de aprobare? Eu am văzut că Merck a cerut aprobarea pentru tipul ăsta de medicamente de-abia săptămâna trecută. Ce vă face să credeți că există un medicament care a rezolvat criza asta în alte țări? În alte țări? Sunt informații pe care le-am auzit în canalele de mass media din România. Acum, așa cum dumneavoastră îmi spuneți că aveți anumite informații, eu le-am și eu tot din canalele de comunicare în masă. Să revenim la tema dumneavoastră. Ideea este că eu am peste 50 de ani, am trăit în vremea aceea în care cenzura era
era foarte bine implementată și nu știu dacă cineva poate să-mi spună că aceea era o chestie utilă. Ok, bun, sunt și oameni care spun prostii. Cum trebuie să definim prostii? Dacă spui, băi, eu n-am credere în vaccinul ăsta, e o prostie? Sau cine hotărăște ce înseamnă prostie? Sau cum? Ideea este că dumneavoastră sau orice ziarist are dreptul de a comunica, iar noi avem dreptul de a cerne informațiile. Greșesc cu ceva? Da, dar noi avem dreptul și de a comunica responsabil. Corect. Da, adică eu nu pot să vă spun orice îmi trece prin cap aici. Corect, foarte bine, dar dacă vreți să luăm câteva exemple din canalele de comunicare mass media, probabil că toți cei care comunică acolo se consideră îndreptățiți, că ei sunt informați și mai departe. Mm-hmm. Da. Poate că da, poate că nu. Uneori aș îndrepta mai curând către nu. Dar acolo unde ai dubii, una dintre regulile meseriei noastre este să faci un pas în spate, să spui mai multe întrebări. Okay. Nu să te arunci, în primul rând, după audiență, în orice teorie fantasmagorică. Da. Ok. Haideți să vă dau un exemplu. Am văzut acum câteva zile, nu vreau să dau nume, vorbim de principii. Am văzut acum câteva zile o emisiune pe un canal național de televiziune care a făcut un fel de emisiune din aceasta cu argumentări pro și contra vaccinării. Da, spuneți la TVR că e deja celebră emisiunea în care se vorbește de o parte și de alta și una dintre criticile aduse emisiunii e că de ce dă platformă unor oameni care susțin tot felul de chestii. Exact, acea emisiune trebuia cenzurată sau nu? Aici vreau să ajung. Uite, am stat de vorbă cu colegii mei despre chestiunea asta și răspunsul meu este următorul. Atâta vreme cât la TVR s-au adus argumente și de o parte și de alta, și atenție, da, televiziunea fiind publică, ea trebuie să dea drumul cât mai multor voci, nu o consider o greșeală profesională faptul că au pus față în față cele două argumente. Din păcate, okay, nu am văzut emisiunea ca să-mi dau seama cum a fost realizată, că v-aș putea spune mai multe. Dar am înțeles formatul din punctul ăsta de vedere. Și atenție, mai e o chestiune, ceea ce am aflat în selecția oamenilor care sunt acolo. Pentru că una e să aducem îndoieli, dubii, să facem o dezbatere științifică argumentată, alta e să selectezi persoane care în trecutul lor au susținut tot felul de monstruozități. Aici am un semn de întrebare mare. Ok, bun, atunci, da, ce să spun? Vedeți că când selectez acele persoane, ascultătorul de rând nu știe, sau poate că și vedeți că acele persoane sunt selectate deja. Nu știu ce să vă zic. Eu când urmăresc o emisiune, probabil că am încredere când cunosc acea persoană că are în spate educație și este specialist în acest domeniu. Și aici știți ce se întâmplă? Aici ați rostit cuvântul magic. Mulțumesc, Sorin. Aveți încredere și în foarte multe ocazii s-a profitat de această încredere, da? Pentru că aveți încredere că omul ăla care s-a așezat în fața unui microfon este responsabil, da? Și nu o să invite tot felul de oameni cu tot felul de idei. De fapt, asta constă în cumpănirea și echilibrul celor care încurajează astfel de forme de manifestare. Cristiana, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua, domnule Striblea! Din capul locului sunt medic ATI. Este târziu și da, sunt de acord cu dorința domnului dr. Coriu de a exclude pe colegii care promovează idei antivacciniste. Una este ca tu, ca persoană, să nu fii de acord și alta este să-ți influențezi pacienții care vin la tine cu încredere, știind că le pui viața în pericol. Știind, pe de altă parte, poate, cred că vaccinul în rândurile personalului medical ar trebui să fie obligatoriu, pentru că este mal practic, tu nevaccinat, să-ți asumi riscul de a-ți infecta pacientul și îmi asum fiecare cuvânt pe care îl spun. Ok, dar poate colegii dumneavoastră au îndoieli științifice argumentate? Personal mă îndoiesc, adică odată trecând prin facultate, adică medicii înțeleg principiile acestor vaccinuri, înțeleg virusologie, înțeleg replicare și mutație virală, lucruri pe care cei de nespecialitate poate nu le înțeleg
la fel de bine, nici n-au cum. Și atunci, tu având știința în spate, cum poți să vii să nu recomanzi un vaccin? Dacă acum, în secolul, în 2021, știința nu este capabilă să răspundă repede la o asemenea agresiune, atunci când? Vreți să-mi spuneți că colegii dumneavoastră sunt ori neștiutori de carte, ori rău intenționați? Mai degrabă neștiutori de carte, sincer. Pentru că imaginea că medicul este un om cult și citit o fi fost acum 40 de ani. Ok. Acum? Adică sunt slabi profesioniști în sistemul medical în România? Da, este. Se vede acum. Este inegal distribuită forța medicală pe toată harta țării noastre. Mulți au plecat. Nu intrăm acum în motivele lor de a pleca. Să ai niște mii de medici peste hotare, e clar că i-a slăbit pe cei de aici, i-a făcut mai obosiți, mai, nu știu, nu mai puțin dispus să-și trateze pacienții, nu asta nu, dar poate mai superficial. Și a deschis și porțile unor angajări care au fost nemeritate, sau poate unor promovări, sau poate unui sistem școlar. Da. Care a încurajat să... Apropo, în facultatea de medicină mai sunt pile, corupție, șpăgi? Am terminat de mult facultatea de... Da, pe vremea aia erau? Erau? Șpile, pile, șpăgi, corupție, exista și la facultate? Gândiți-vă, facultatea nu este altceva decât oricare alt sistem din România și extrapolat dumneavoastră. Poate astăzi avem o explicație. Cristiana, mulțumim pentru efort. Știu că spor la treabă sună rău în cazul vostru. Sper ca la un moment dat societatea asta să vă strângă mâna și să vă mulțumească pentru tot ce faceți zilele astea, da? Și pentru ceilalți, bunul simț la social există în continuare. Adică societățile se așează și cern prin ele ce e bun sau rău. E o dramă cumplită ce trăim astăzi. Mulți oameni o să plătească ceea ce au făcut unii aici, la microfoane, pe Facebook și unde ori mai fi făcut. Și în 5 sau 10 ani imaginile se vor așeza exact, căci adevărul are prostul obicei de a ieși mereu la iveală. Asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.